Amintim că la data de 22 martie, Ministerul Apărării a anunțat că în luna aprilie, mai, iunie și septembrie vor avea loc exerciții cu rezerviștii forțelor armate. În comunicat se spunea că la instruire vor fi chemați toți cetățenii Republicii Moldova cu vârsta de la 19 până la 65 de ani, care au fost trecuți în rezerva forțelor armate. Iar primele exerciții sunt planificate în perioada 3-7 aprilie. Cei chemați vor fi cazați în cadrul unităților militare sau la centrele de instruire ale acestora. Iar cei care nu se vor prezenta conform citației sunt pasibili de răspundere penală. Sancțiunea pentru astfel de situație prevede amendă în mărime de până la 32.500 de lei sau muncă neremunerată în folosul comunității de la 100 până la 150 de ore. Ultima dată astfel de instruire au avut loc anul trecut și au ținut 2 luni.